Un angajator din Belgia scoate la concurs două posturi pentru șoferi. Candidaturile pentru aceste posturi pot fi depuse până în data de 10 octombrie. Sălăjenii care vor să muncească în străinătate și au experiența necesară își pot transmite până în data de 10 octombrie candidaturile pentru cele două posturi de șofer de camion, produse congelate scoase la un concurs de un angajator din Belgia. Pentru a fi compatibil cu postul, candidații trebuie să aibă experiența minimă între 2 și 5 ani, dar și să cunoască bine limba franceză și engleză. Candidații la aceste posturi vor lucra într-o companie de logistică cu o vastă experiență în serviciile de transport și depozit a produselor congelate, având ca responsabilitate punerea paleților încărcați în locațiile corespunzătoare eficient și responsabil. Potrivit informațiilor postate pe site-ul EURES, contractul va fi încheiat pe perioadă nedeterminată full-time. Mai multe informații despre aceste posturi puteți obține accesând site-ul www.aneofm.ro, secțiunea Munca în străinătate.